Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, cu o noutate editorială, i-am putea spune un eveniment cultural, un eveniment editorial, pentru că, iată, pe 28 februarie îl aniversăm, îl sărbătorim pe Michel de Montaigne. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim foarte mult traducătorul cărții Eseurile despre relații, sexualitate și experiență, Dragoș Butuzea, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald. Câteva cuvinte despre personalitatea lui Michel de Montaigne, născut la 28 februarie 1533 la Château de Montaigne, unul dintre cei mai importanți filozofi francezi ai Renașterii. În filozofie i-a influențat pe gânditori precum Francis Bacon, René Descartes, Blaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau și alte generații de gânditori. Este recunoscut drept creatorul eseului ca specie literară și pentru ușurința cu care trecea de la speculații intelectuale serioase la anecdote, unele poate cu caracter autobiografic. Iată, astăzi vorbim și despre aniversarea sa pe 28 februarie. Astăzi vorbim despre acest eveniment editorial, despre acest eveniment cultural, publicarea acestei cărți în colecția Cogito, Eseurile despre relații, sexualitate și experiență. Acest volum oferă, putem spune scurt, dar cuprinzător, o imagine reprezentativă a eseurilor lui Montaigne, scrise la deplină maturitate creatoare și incluse în ultima sa carte, cartea a treia. Capitolele sunt traduse aici integral după 50 de ani, într-un limbaj modern, necenzurat, îndepărtat de arhaisme, potrivit ultimelor receptări științifice ale operei sale. Dragoș, aș începe discuția noastră. Iată, această carte este un prilej și, aș spune eu, nu un lucru întâmplător, o frumoasă sincronicitate, faptul că pe 28 februarie îl aniversăm pe Montaigne, dar cum, iată, cu această carte, cu eseurile lui publicate în colecția Cogito a editurii Herald. Așa este și mă bucur că această dată, 28 februarie, coincide cu această apariție, la care eu țin foarte mult, pentru că am lucrat destul de mult la ea și mă bucur că colecția editurii Herald a scos alături de această carte și pe Voltaire și pe Holmes și pe doamna Wollstonecraft cu feminismul ei. În acest volum, apropo, are, pe lângă multe misoginisme, Michel de Montaigne are și câteva idei feministe, așa încât mă bucur că a apărut în această colecție. Și chiar de 28 februarie. De ce această traducere? Cum ți s-a părut traducerea și din calitatea ta de traducător, bineînțeles, dar vorbim și de o traducere din franceza veche, franceza acelor timpuri, pentru că, așa cum spuneam la începutul materialului nostru, la începutul interviului, cumva lipsit de arhaisme, cumva un limbaj necenzurat, dar în același timp interesant, în același timp foarte accesibil. Asta îl și face accesibil pe Montaigne zilelor noastre, cititorului contemporan, faptul că este un limbaj popular, scris așa cum a scris și a gândit Montaigne pentru omul de rând, pentru cititorul de rând, pentru cititorul de pe stradă. Bun. Acum, în secolul XVI, când a scris eseurile, cartea lui de căpătâi, Michel de Montaigne scria pentru oamenii educați, care erau nobili, da, aveau ceva bani și care îi puteau cumpăra cartea și să o citească. În Franța, la ora actuală, deși este în programa de bacalaureat, eseurile lui Montaigne sunt destul de greu de citit. Și există variante, să zic, ajutătoare, chiar traduceri în limba franceză modernă. Eu am ajuns la această traducere pentru că, pe la 38 de ani,
chiar când Montaigne se apucase să-și scrie eseurile, m-am apucat și eu să îi le citesc. Și am avut la îndemână o ediție a primei cărți, a primului volum, apărută în această ediție, din păcate doar una. Și mi s-a... că e biblioteca pentru tot, exact, nu? Exact. Și aceasta este prima ediție, să zic, pe care o avem noi, integrală. Dar mi s-a părut destul de greoaie, pentru că traducătoarea cărții a avut ideea, poate bună, poate rea, să-l traducă pe Montaigne cu un limbaj cronicăresc. Cum și-a imaginat ea că ar fi scris un cronicar din vremea lui Montaigne în românește. Doar că pe vremea aceea cronicare scria în slavonă predominant. În fine, a fost un experiment de traducere interesant, dar care mie nu prea mi-a plăcut. Și atunci am luat ediția franțuzească și am început încet, încet să îl descifrez pe Montaigne. Până când am descoperit că, pe măsură ce eseurile se apropie de sfârșit, ele se transformă și devin mai interesante și devin, practic, ceea ce înseamnă eseurile la ora actuală. Adică predominant capitolele, eseurile din volumul de față sunt eseurile de final ale întregii opere și practic sunt ca un fel de concluzie la care a ajuns Montaigne pe de-a cursul a 20 de ani, de-a lungul a 20 de ani cât i-a luat să le scrie, să le rescrie, să le completeze, să le adauge. Un fel de eseuri de bătrânețe. Exact. Da, el îmbătrânise, are peste 50 de ani când le scrie și experiența lui cu boala, cu trecerea timpului, cu îmbătrânirea corpului, cu neputințele, să zic, ale corpului, l-au făcut să gândească altfel viața. Și să fie și mai sincer cu el însuși, să se gândească mai mult la el, pentru că nu mai avea foarte mult timp de trăit. Și până la urmă, nu, când îmbătrânești, ești mai senin și nu mai ai foarte multe opreliști. De unde și un alt capitol prezent aici, despre unele versuri ale lui Vergilius, în care tratează și subiectul sexualității. Aș mai adăuga că mă întrebasei tu de traducere. Pentru că eseurile se citesc destul de greu, am însoțit volumul despre care vorbim acum, adică de la Herald, l-am însoțit cu un cuvânt înainte, o prezentare a eseurilor sau a câtorva direcții de gândire ale lui Montaigne. De asemenea, am scris înainte de fiecare capitol, cele trei, câte o introducere ajutătoare și un sumar de subiecte, astfel încât un cititor tânăr, care nu a auzit până acum de Montaigne și e curios, da, să aibă câteva instrumente ajutătoare în înțelegerea textului montenian. Aceste eseuri, pentru că noi pomenea puțin mai devreme despre celebra colecție, așa de dinainte de 89, Biblioteca pentru toți, și e posibil ca, păstrând o mare parte din cărțile respective din acea colecție, să am și eu volumul vechi al lui Montaigne. Este o carte, sau sunt aceste eseuri cu adresabilitate, așa cum pomeneai tu puțin mai devreme, cu adresabilitate și unor persoane tinere, poate chiar să spunem adolescenți? Da, el adresează eseurile oricărui om. Se adresează și femeilor, se adresează și tinerilor, se adresează și celor mai în vârstă, deși e conștient că cei mai în vârstă sunt mai obtuzi, dar ceea ce îi place lui este să-și mențină o libertate a gândirii,
într-un context care nu i-a fost foarte favorabil. De pildă, în secolul în care a trăit, în secolul XVII, au fost războaiele religioase dintre catolici și protestanți, moartea Sfântului Bartolomeu, oamenii se chinuiau între ei, se omorau cu foarte mare ușurință, erau lupte pentru putere, lupte religioase. E bine, e adevărat că avea o condiție materială bună, dar a încercat să își păstreze libertatea și să ia decizii conform cu principiilor pe care le avea, valorilor pe care le avea și ideilor în care credea. Cred că Montaigne este unul dintre ultimii filozofi care a trăit așa cum a gândit. Adică de la Descartes, după el, de la Descartes încolo, filozofia a devenit un exercițiu al minții. Mai mult sau mai puțin legată de experiență și de felul în care trăiește fiecare. Ei bine, Montaigne a păstrat dorința lui Socrate, de a trăi conform principiilor, conform a ceea ce credea până la urmă și neîngrădit, într-o libertate absolută a spiritului. Și cred că asta ar trebui să ne pună pe gânduri și de aia cred că este important sau ar fi important să-l sărbătorim pe Montaigne, pentru că în epoca noastră în care ne căutăm drumul în atâtea constrângeri date de Facebook, de boli, de epidemii, să încercăm să trăim conform propriilor noastre principii și să nu trăim într-un fel și să gândim într-un fel. Da? E, aici Montaigne ne poate fi un exemplu. El a trăit exact cum a gândit și a gândit exact cum a trăit. Nu i-a fost ușor, însă prin ceea ce a lăsat în urmă aceste eseuri, ne dă un exemplu și ne încurajează și pe noi să facem așa. Așa încât, ca să se spun la întrebare, eseurile sunt pentru toată lumea, chiar pentru toți, conform denumirii colecției. În timp ce vorbeai, poate și făcând referire la zorii, să spunem, gândirii critice și la faptul că scria exact așa cum gândea sau cum trăia, fără să-i spunem cenzură sau, mă rog, un soi de autocenzură, în timp ce te ascultam, gândul mă ducea la o altă carte din colecția Cogito și la un alt autor, la un alt filozof. Este vorba despre Voltaire, tratat despre toleranță. Și faptul că și el a fost influențat, Montaigne, dar la rândul său a influențat o serie de gânditori pe care i-am pomenit noi la începutul interviului nostru. Aș vrea să citez câteva vorbe spuse de Nietzsche, da? Care iarăși a fost influențat de gândirea lui Montaigne. Și anume, prin faptul că un om ca Montaigne a scris, bucuria de a trăi pe acest pământ a crescut într-adevăr. Aș fi alături de el dacă s-ar cere să ne alegem o patrie pe pământ. Foarte frumos spus. Da, este un fragment dintr-o carte de-a lui, Omenesc prea omenesc. Este o descoperire pe care a făcuse Nietzsche pe la începuturile gândirii lui. Îl descoperise pe Montaigne și îl descoperise pe Schopenhauer. Și atunci fusese fascinat că Montaigne a fost atât de liber și că a putut să gândească, să iasă cu gândirea lui din constrângerile vremii și a vieții lui, încât îl considera ca un maestru și i-ar fi plăcut să cunoască. În cele menționate de tine puțin mai devreme, găsim despre cele trei feluri de relații, despre unele versuri ale lui Virgiliu, despre experiență și aș adăuga câteva aspecte legate de conținutul cărții.
Au fost alese capitolul, de exemplu, despre relații sociale, capitolul scandalos despre plăcerea sexuală, despre vorbirea de ochiată, despre femei și bărbați, ce pomeneai tu puțin mai devreme, și multe altele, precum și ultimul capitol al uriașei cărți, sumă a gândirii montaniste, testamentul său spiritual despre experiență. Da, titlul acestei, să zic, antologii pe care am propus-o editurii Herald cuprind eseurile despre relații, sexualitate și experiență, ține mai mult de marketing. Am vrut să atragă. Dar ea conține practic trei capitole pe care le-ai citat mai devreme, pe care le-ai enumerat mai devreme. Este vorba despre despre trei feluri de relații. Este vorba despre un capitol mai scurt care îl poate ajuta pe cititor să își facă o idee cam despre ce vorbește Montaigne când e vorba de viața lui privată, adică de relațiile de prietenie și de socializare cu bărbații, relațiile amoroase cu femeile și relațiile cu cărțile. De asemenea, tot în acest capitol este vorba despre biblioteca lui, despre turnul în care la 38 de ani s-a retras și pe care l-am și vizitat, ocazie cu care am pus în prezentul volum și niște fotografii. Deci asta ar fi ca o introducere în Montaigne și în cam este un eseu destul de scurt. După care următorul eseu despre unele versuri ale lui Vergilius este, cum spuneam, un eseu mai scandalos, dar și provocator, pentru că este unul dintre cele mai digresive. Are foarte multe digresiuni Montaigne aici și poate ameți într-un mod plăcut orice cititor. Și pornește de la bătrânețe, de la rolul plăcerii la bătrânețe, după aceea despre poezie, despre stilul de a vorbi, de a povesti, despre taburile noastre în vorbire când e vorba despre sexualitate și despre actul sexual, ajunge la poeții antici Vergilius și Lucrețiu, face niște comparații literare, după care intră în mentalitatea epocii cu privire la femei și la bărbați. Desigur că nu se poate abține să enumere și anumite misoginisme și aspecte chiar medicale ale actului sexual din vremea lui, până să ajungă chiar și la niște opinii feministe, am spune noi, în care ia partea femeilor cu privire la felul cum societatea le privește, evident femeile din vremea lui, secolul XVI, când femeile nu beneficiau de foarte multă educație, în fine, aveau o soartă mai puțin bună. Iar ultimul eseu despre experiență este ultimul eseu din întregul calup sau din întreaga operă și în acest eseu el vorbește foarte mult despre sine însuși și caută oarecum să încununeze toate celelalte eseuri vorbind despre sine, să caute un răspuns la ceea ce făcuse până atunci, la toate eseurile pe care, nu știu dacă am spus, le-a scris în decurs de 20 de ani. Deci, repet, citind acest volum, un cititor care a auzit doar despre Montaigne și este curios, da, fără să treacă prin volumul imens, da, al eseurilor, poate să-și facă o idee și dacă îi va plăcea, de ce nu să le încerce pe toate. Mai aduc aminte că, de pildă, englezii, dincolo de volumul mare cu toate eseurile, au mai avut ideea de a scoate selecții, da? Ediții de buzunar, la fel pentru a ușura accesul cititorului la Montaigne și, practic, acesta a fost și scopul apariției acestui volum. Cu siguranță, exact cum spuneam la începutul materialului nostru, un eveniment editorial, un eveniment cultural, apariția eseurilor, partea a treia ale lui Montaigne. Știu că în carte el scrie fără aliniat. Da. Și are această
ușurătate, i-aș putea spune, de a trece de la un subiect la altul, de a, da, fără să dea senzația că este așa un amalgam, o varză, o ciorbă din care nu înțelegi nimic. Dar trebuie să stai să-l citești și câteodată poate că anumite pasaje, ca să le poți înțelege așa cum presupun cărțile de filozofie și în general cele de spiritualitate, mai puțin decât ficțiunea, cu creionul în mână, ca să subliniezi anumite lucruri pe care vrei să le, asupra cărora de fapt vrei să revii la o nouă lectură. Da, este eseurile lui Montaigne, este eseurile de fapt sunt prilej de citate pentru foarte multă lume. Montaigne este deseori mai mult citat decât citit. Spre deosebire de eseurile care se fac acum la școală și pe care tot fiecare elev trebuie să le facă, eseurile lui Montaigne sunt de fapt niște gânduri pe care Montaigne și le lasă în voie. Face multe digresiuni, trece de la un subiect la altul, așa cum ai spus, iar o caracteristică a lor, pentru că într-adevăr nu au alineate, da? Sunt întrerupte doar de citate din antici. Deci faptul că nu au astfel de întreruperi permit cititorului să se poată opri sau să poată începe de unde vrea el. De pildă, Virginia Woolf, o scritoare care a apărut și la voi, Jurnalul Virginiei. Jurnalul, exact. Era o foarte mare admiratoare lui Montaigne și de la el a preluat acel stream of consciousness pe care l-a preluat pentru romanele ei, pentru că îi plăcea la Montaigne faptul că Montaigne își începea un gând și îl lăsa în voie, da? Indiferent dacă respectivul gând se ducea la alt subiect, dacă se ducea la o altă frază care o contrazicea pe prima, iar a treia o contrazicea și pe a doua, așa, astfel încât totul să rămână la un nivel oarecum relativ, da? La fel de adevărat, dar mai ales de curiozitate, de cercetare. Montaigne era un om care îi plăcea să cerceteze, să se întrebe. Libertatea lui cam asta consta, în a se feri de orice constrângeri, mai ales cele de gândire, și aș lăsa gândurile în voie, până când, cine știe, începea să-și pună întrebări dacă gândurile respective sunt reale sau nu, dacă sunt adevărate sau nu, dacă corespund experienței lui, da? Pentru că eseu înseamnă și a încerca. A încerca un gând, a-l pune în faptă și a vedea dacă ți se potrivește sau nu, dacă este real sau nu. De fapt, din limba franceză, asta și înseamnă încercări. Eseu. Da, da, da. Eseu e a încerca. Dragii noștri, astăzi a fost alături de noi Dragoș Butuzea, traducător. Am vorbit, el este traducătorul cărții Eseurile despre relații, sexualitate și experiență de Michel de Montaigne, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald. Și așa cum, chiar dacă mă repet, așa cum spuneam pe parcursul discuției noastre, un eveniment editorial, un eveniment cultural, pentru că, iată, pe 28 februarie 1533 s-a născut Michel de Montaigne. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Îi mulțumim și lui Dragoș Butuzea pentru informațiile extrem de prețioase despre personalitatea lui Montaigne, dar și despre cărțile sale, despre eseurile de bătrânețe, cum le-am spus noi puțin mai devreme. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!